Bun găsit, dragi prieteni, sunteți la AS.ro live. Peste 150 de meciuri în primele noastre ligi, specialist în golurile de la mare distanță, specialist și în show-urile de supraviețuire, și o să vorbim că nu e chiar așa de ușor, și are una bucată soră celebră, cunoscută în muzica noastră. Ca să nu mai vorbesc, a făcut parte din echipa sportului studențesc, tot timpul acolo este o gașcă nebună. Indiferent de perioada în care joci la sport, tu faci parte dintr-o gașcă nebună, dar dintr-o gașcă unde se juca fotbal. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, depănăm astăzi amintirea, așa cum spunem noi, cu Costin Gheorghe. Bună dimineața! Bună dimineața, bine te-am găsit! Bine ai venit! Și vreau să zic că sunt onorat că stau pe acest scaun. Mulțumim. Am văzut, ți-am văzut, îți urmăresc emisiunile, da? Și am văzut ce oameni importanți au stat pe scaunul ăsta și îți mulțumesc de invitație. Mii de mulțumim. Zine în primul rând cum ești, ești bine? Sunt bine, da. sunt foarte bine, să spun așa, numai că îmi lipsește sportul, îmi lipsește fotbalul. Oh, păi da. Ce facem? Păi, deocamdată nu mai avem ce să facem, l-am lăsat deoparte, da. Bun. Chiar... Dar până aici cât ai făcut? O oră 40. Îți trebuia, cum ziceai tu, să... O oră 40. Da, dacă nu-i de râs. Nu știm la ce se întâmplă în București, din păcate, dar... Plus că vin de la Clinceni, fix partea opusă. Nu sunteți în izolare, nu sunteți în... Izolare sunt toată lumea acum. Am văzut că e cod roșu, așa îi zic eu, e cod roșu și în București acum. Ilfovul este, cred că a intrat primul. Da, iarăși nu e de glumă, noi tot încercăm să... Nu e de glumă și din ce am văzut acum la restaurante mergem cu buletinul de vaccinare. Și ne ziceai că cea mică... Și cea mică, da, cea mică deja de 2 zile, ea stă la Cluj, la mama ei, de 2 zile deja este în școală online, au intrat, pentru că au răcit 3 colegi. Bine, acum noi o dăm pe ironie, dar ni sărăcești nu mai poți, că nu mai poți să răcești. Ideea că era gripa de primăvară și de toamnă. Corect. Tușe. Acum la prima tuse... Adică, de fapt, ce nu înțeleg, eu sunt vaccinat și îmi permis să zic chestia asta, deocamdată n-am avut nicio problemă până acum. Și nu înțeleg chestia asta, cum toată vara nu s-a întâmplat, nu a fost niciun caz și acum dintr-o dată, dar în 2 săptămâni imediat s-a... Deși se știa și toată lumea spunea, ia să vezi când o să înceapă școala, da. A zis și domnul președinte că suntem în vacanță de vară. Te-ai apucat de golf, apropo? A zis domnul președinte să nu te apuca, nu? Că a zis să ne apucăm de... Eu mai joc vorbesc serios, pe Xbox-ul ăla. Da, nu o liberez niciodată. Niciodată dau cu aia, de 8 bucăți o bag în gaură, aia, dă-o, Doamne, iartă-mă. Dar ai văzut că s-au apucat... Ne-a dat acum, ne-a dat temă. S-au apucat în Rahova de jucat, s-au jucat la televizor. Dar era doar... Cine are crose de golf în mașină? Nu știu. Adică românul... Ideea e că juca doar unul. Da, unul juca. Dar ai văzut, era ligola aia cu iarbă frumos, ziceai că exact acolo, Rahova. Și Ramca, îți dau precinte că e un sport pentru toate. Râdem, glumim, dar să dai cu... E a doua crosă, că s-au mai bătut unii la o benzinărie cu vreo 2 ori. Dar nu anunțase domnul președinte, cred că atunci i-a dat idee. Da, iată, s-a trecut la alt nivel, nu mai avem băta de baseball, nu mai avem levierul și așa mai departe. Doamne ferește să nu ajungem pe partea cu America, cu pistoale și cu... Corect. Deci ți-e dor de fotbal acum la modul... Da, mi-e dor de fotbal. Încă cumnatul meu este în activitate, Paul Pârvulescu, și când am timp... Mai face poftă, cum se zice. Îmi face poftă și știi cum sunt subiectele la sportivi și foști sportivi, nu e vorba, nu mai ai făcut fotbal, tu nu mai de fotbal vorbești acasă. Acum răsucim cuțitul. Ai plecat când erai capitanul Clinceniului. Da, am plecat într-un moment, să zic așa, unde aveam o răscruce de drum. Nu aveam, de fapt, niciun din echipa Clinceniului în momentul ăla. Poate doar, să zic așa, puțin conducerea, credeau ei că o să poată să promoveze, pentru că ne băteam cu niște echipe foarte grele, cu un buget foarte mare. Mă refer Cluj, Petrolul și multe altele. Corect. Și nu m-am gândit nicio secundă, chiar dacă am terminat turul pe primul loc, nu m-am gândit, încă nu eram încrezător 100%, că o să promovăm. Și am avut o ofertă de la un show TV. Am zis că mă duc și eu acolo, stau și o lună, 2, eu o să mă antrenez în timpul ăsta, am crezut că mă duc undeva la relaxare. Hai să fim sinceri. Mai bine rămâneai la antrenamente. Și a fost mai ușor la antrenamente, era mai ușor la fotbal. Mamă. Și am stat undeva la 4 luni și 17 zile și când m-am întors... Le-ai numărat așa? Eu numai că la un moment dat pierzi numărătoarea acolo, deci nu mai poți să numeri. Am pierdut numărătoarea cred că după 2 săptămâni. Și ziua, și numărătoarea, și ora, pentru că ora n-aveam. Deci nu mai știi cum e ora, cum e și în ce fel. Dar, Costin, e atât de mare diferența, deci după 4-5 luni, bun, ai slăbit, efortul uriaș și așa mai departe, dar totuși n-ai putut? Nu, ideea care e, la televizor, chiar dacă vezi că faci un efort uriaș acolo, până la urmă faci 2-3 purse, să le zic așa, și în restul stai toată ziua. Eu încercam să mai fac un abdomen, să mai fac flotări, să mai dau o tură de... Dar nu prea te lăsau să faci un efort fizic, să te pregătești de fotbal, că n-ai cum. Corect. Iar dacă, să zic, Doamne ferește, ești accidentat și stai 6 luni pe bară, tu în timpul ăsta faci și recuperare, îți antrenezi mușchii, faci sală, adică e mai greu să stai acolo 4 luni de zile decât să fii accidentat 4 luni de zile de revenire. Și plus că slăbește corpul, mușchii se atrofiază. Vorbim... Da, acum aș putea să fiu răutăcios să spun că la ce se joacă în fotbalul nostru, dacă trăgeai un pic Asta e lucrul care îmi pare cel mai mare, adică lucru care îl regret, să zic așa, dar cumva a fost și o scăpare, o ieșire din fotbal, să zic, da. Pentru că posibil să mai fi jucat un an, 2 ani de zile, nu știu, dacă mai puteam la nivelul de Liga 1. Motorașul mergea. Mergea, nu. Mergea, chiar, adică nu... Și chiar era, motorașul era, să zic așa, începuse să gândească foarte bine. Știa exact ce trebuie să facă. Fără... Regreți acum, nu regretul ăla de aoleu, Doamne, dar... Nu, adică nu e foarte mare regret, dar exact cum ai și zis tu, când te uiți la un meci de fotbal și la ce este acum. Da, aici este, nu mai e ironie, nu mai e bășcălie, nu mai e acum. Foarte mulți, exact cum ai zis tu, dintre cei care au venit aici, care s-au retras acum 1 an, 2, 3, eu zic că dacă se apucă așa, vorba ta, în 5-6 luni de antrenament... Da, să nu zică oamenii că suntem răutăcioși, știi? Să nu se zică că se răutăcioși. O luăm cu începutul, știi, ca la oamenii ăia bătrâni, mai ții minte primele zile de fotbal? Da. A existat altceva în afară de fotbal? Da, a existat. Deci, dacă vrei să o luăm cu început, o luăm... Da. În primul rând, până la vârsta de 10 ani, am stat, tata e preot, și am fost în biserică. Deci am stat pur și simplu în biserică. Am fost un, să zic, mini dascăl. Știai... tot ce se petrece. Nu, stăteam, nu lipseam sâmbătă și duminica de la slujbă. Stăteam lângă tatăl meu și cumva drumul meu cam ăsta trebuia să fie. Dar nu forțat, nici de mama, nici de tata. Posibil mama să fi vrut să aleg. Dacă te vedeai? Bine, erai mic atunci, da? Eram foarte mic și nu pot să știu. Adică ăsta era drumul meu, mă duceam la școală. Dacă asta văzusești în casă, știi cum se zice. Ce vezi la părinți? Exact. Și la vârsta de... Prima oară am avut o tentativă, la 7 ani, în clasa 1. Băiatul primarul de la Clinceni, Vali, prietenul meu, începuse antrenamentele la Steaua. Și într-o zi, după ce am terminat școala, exact fugitiv a fost treaba, m-am dus cu el, cu mașina și cu tatăl lui, am fost la antrenament, mi-a zis domnul Ialoș Sădmăreanu, dacă nu mă înșel, da? Mi-a zis, băiatule, nu-i de tine, întoarce-te. Și m-am întors ușor la biserică. Mi-a văzut... Ia-o pe drumul tău, că nu e de tine. Mi-a zis omul sincer. Nu, prima oară mi-a zis vină la vară, dar cam aceeași chestii. Când zice... Să-ți o zică direct. Da, când zice antrenor... Da, vină la vară. Am dus acasă, resemnat, am luat iarăși calea creștinească și la vârsta de 10 ani am zis lui tata, eu vreau să merg la fotbal. De ce? Am crescut un pic, mă jucam fotbal cu colegii la școală. Și tata face, uite că avem vărul tatălui meu, era antrenor, chiar și acum este antrenor cu Petre Marin și cu Ghionea, o școală de fotbal, Gheorghe Gigel. Cine? Gheorghe Gigel. Am fost acolo 3 ani de zile cu cel micu. Ah, da? Gheorghe Gigel, da, vărul tata, da. Și a zis, face, da, veri primari. Vai, tata lui Gigel și cu tata... Pe Moinești, la BSP, la balon. Da, da. Stai, nu închide. Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!